Comitetul Local pentru Situații de Urgență a adoptat mai multe măsuri în vederea prevenirii atingerii punctului critic care ar impune măsura carantinării municipiului Oltenița, după cum urmează. Obligativitatea purtării măștii de protecție și respectarea distanțării fizice în următoarele locații publice: Piața Centrală în intervalul orar 7-14, gară, autogară și stațiile de autobuz, Parcul Mare, Parcul Argeșului, Parcul Judecătoriei și Parcul Flacăra între orele 18-23. De asemenea, s-a aprobat obligativitatea purtării măștii de protecție și respectarea distanțării fizice în următoarele locuri private destinate accesului public: lăcașuri de cult, indiferent de confesiune, în care se desfășoară adunări religioase și spații în care se desfășoară jocuri de noroc.